Așa. Enlisted, take 7. Tot încerc să fac chestia asta de ceva vreme. Deci ăsta e jocul ăla, Free to Play Enlisted, care e făcut de o aia de la War Thunder. Practic este exact ca War Thunder, numai că pus pe verticală. Și e shooter. Nu e doar cu tancuri sau cu avioane și vapoare. Și a ieșit cu avioane și vapoare, dar bineînțeles cu avioane și tancuri, dar mai puțin detaliate. Deci, sides, clasic, aici ai unitățile, cum ar veni, sloturile, aici poți să-ți adaugi, de exemplu, ăsta dacă plătești, exact ca la World Thunder, și unitățile, în loc să fie un tank, este un squad, de exemplu, chiar am, ăsta este un squad de tank, de tankiști. Și ai inclusiv omuleții din el, cu care ai pus să te dai jos și împuși cu ei, dar nu au arme, bănuiesc că poți să iei de pe jos sau de la ăla de supply, încă nu am intrat în detalii cu tema. Dar un squad normal, astea sunt niște squaduri normale și în funcție de level au, le cresc numărul maxim de omuleți care poți să iei înăuntru. Și după aia fiecare omuleț în parte poți să ai grijă de el, să iei chestii, să-i dai în locuri și tot felul de prostii de astea. După aia ai upgrades, unde pentru fiecare squad, bineînțeles, ai squad upgrades cu tot felul de țuțunele pe care le deblochezi și plătești cu tot felul de monezi și tâmpenii. Și personal upgrades, de exemplu, aici îi pui tot felul de prostii, workshop upgrades, găsești piese de pe jos și îți faci. Astea habar n-am, dar știu doar că există. Deocamdată, fiind în beta, arată cam așa, bănuiesc că o să le popoțoneze mai târziu. La logistics poți să-ți iei armament și nu sunt numai ca la War Thunder, știi? Deci nu sunt numai de formă, ci îți dai seama, n-ai arma anti-tank, n-ai un pistol, trebuie să dai în loc. Bănuiesc că nu-i greu, am, mi se pare, la unul din soldați am înlocat un pistol, știi, să ai sidearm, dar e pe nimeni. Cam mare detaliu de gunoaie de astea, știi? Și de exemplu pot să dau exact, nu am înțeles cine, cum, cu ce cumpără, cu tot felul de 7 monezi pentru 7 feluri de chestii. Anyway, poți ții și soldați, squaduri întregi, tancuri, avioane, tribombe. La academie trimiți cât un soldat ăsta să facă academia și este mare locotenent sau ce dracu este. Astea sunt categoriile, clase, assaulter, engineer, trooper, sniper, tanker. Și to train higher rank for this you need to unlock higher level training. Anyway. Și n-am, cred că, pe niciunul. This urmă să zice maximum level before starting training. Baie maximum, că ăla lui Sega. Da. Așa, deci asta e academia, logistica e de unde e. Așa, aici faci upgrade-uri, cum ar veni, asta este upgrade-ul și aici după aia trebuie să cumperi, bineînțeles, fiecare mizerie. Campaign sunt practic bucăți din hărți. Cum ar veni, tu poți să joci, hărțile sunt free, numai că să joci cu un avion pe care să-l deblochezi, mai întâi trebuie să deblochezi avionul, cum ar veni, infantry, fighter pilot class, știi? Și uite, aici așa și blocat, out of stock. Unii l-au, am văzut, se prăbușesc cu el într-un fel spectacular. Și nu știu ce trebuie să faci, ori will be unlocked with campaign level 4. Ah, auzi. Și când ajungi la level 4, atunci, eu sunt la level 3, nu, la level 2, level 2 jumate, ce dracu sunt, se sunt pe jumătăți. Reward has been received, ups, ăsta trebuie să ai epsilon-uri de astea, altfel ți se deblochează, am impresia, nu știu dacă toate, dar cu bănuți de aia gratis, ca să zic așa. Anyway. Și odată ce
ți-ai făcut toate prostiile astea, te torci în ecranul principal unde sunt soldiers, unde pentru cine vrea să stea să-i managiuiască, să... Nu știu că la un moment dat trebuie să-i managiuiești un pic ca să-ți adaugi pe arme măcar chestii. Aici ai task-uri, cum ar veni ca niște reward-uri de astea pe zi, sunt o grămadă de jocuri care au așa ceva. Battle Pass, bineînțeles, dacă ai plătit premium. Modul de joc, care este Squad și Lone Fighters, astea sunt tutorial și practic sunt tutoriale. Squad este main game și Fighters este Squads, dar mai realistic, adică mai realistic, nu are interfață, este ascunsă. Eu am jucat foarte mult timp fără interfață pentru că vine dezactivată anyway, știi? Dar am găsit chiar astăzi cum să o activez. Și Friendly Fire este enabled la Lone Fighters. Deci mai realist și fiecare și Friendly Fire și fiecare omuleț care joacă în Lone Fighters este om real. Și bineînțeles că sunt mai puțin, dacă și-o spun server de 64 versus 64, să zicem așa, nu sunt așa de multe. 32, să zicem, de inși. Toți 32 de inși sunt la un moment dat pe hartă și sunt toți oameni. În squads, oamenii care intră sunt squad lideri. Deci fiecare om intră cu un squad care poate să fie de 5, 6, 7, nu știu câți poți să ai maxim. Unii au foarte mulți oameni în squad. Și tu spawnezi cu un squad only, în funcție de ce consider că e necesar, sniper, tankist, assaulter, dracu să-l ia, știi? Și în squad-ul ăsta, bineînțeles, poți să pui mai mulți oameni, să-i schimbi, să pui mix de in și așa mai departe. Intri cu ei, ai un pic de management exact ca și cum ai fi în Battlefield 2, știi, și spilul ăla, tu fă aia, tu fă aia, dar e minimalistic, beta, whatever, știi, deci sunt cam tâmpiții așa. În schimb, sunt carnele de tunci și sunt prăștii, bineînțeles, pe hartă. Și în momentul în care ai 32 de inși pe hartă, să zicem, într-o echipă și fiecare are 5, 6, 7, 10 inși în squad, se mulțesc numărul de oameni prezenți foarte mult. Așa, și când ți-a murit un soldat, dacă e rănit, poți să-i dai să-și repare sănătatea, dacă nu, poți să te schimbi pe un alt soldat care este încă în viață, dacă nu cumva a murit ca un gunoi lângă tine, pentru că de regulă sunt proști și stau lângă tine ca boie să fie omorât toți grămadă. Așa, dacă ți-au murit cu toții și ai reinforcements, treci la alt squad, următorul sau care are posibilitatea să intre, știi? Și din nou, poți să intri cu squad leader-ul care are sniper sau nu, sau poți să intri cu un alt, nu contează, știi? În general intri cu squad leader-ul sau pe squad leader-ul ți-l upgradezi cel mai mult. Nu, chemie foarte tare. La tankiști la fel, bla bla bla, știi? Asta e ideea. Și, deci, selectezi modul de joc și dai start. Ți intră destul de repede. Uite, eu am și de-aste soldier level up, poți să upgradezi 10. 3 soldați. Așa, și uite, de exemplu D-Day, poți să schimbi modul de joc, să joci în Moscova, suntem surlec. Intrăm cu care? Intrăm cu ăsta acolo, D-Day, dar la început se intră pe hartă, uite cât să toate triunghiurile acelea astea sunt omuleți. Numai o parte o șeptime, o ultime din ei sunt oameni reali, restul sunt aici. Și nu prea poți să-ți dai seama, pentru că numai dacă stai lângă el îi vezi numele. Asta e interfața pe care eu nu știam. Și mă, când în când activam harta asta și ăștia și era cam de timp. Asta este interfața de cum am dat cu scoară și de exemplu cum se zic formation wire. Cam practic, cam peste
realistă, să spunem, să luăm ce vezi, am crăpat. Și acum, ideal ar fi să am un, vezi, ăștia sunt aia care erau bine cu ceva, dar nu au venit chiar pe aia. Să spunem am instalirea aia. Pătrate sunt, cum ar veni, la capture points. Am multe level-uri de film, pentru sniper-ul vreau să pună mai întâi pe ăla, amic. Și după aia îl pui pe unul mare. Asta e zi de departare ca să ajută mine. Nu e seara. Seara, este spre mare soarele. Who cares, who keeps the shit? Get back to the battlefield, soldier! Ah, dar eu vreau să fug, dar era un pic. O să chem artilerie. Oh,
return to the battle. Ai, 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 Oh yeah.
Stai că pe ăsta se pansează. Dar și dacă reușeam să mă pansez, prietene. Păi aici, n-am. Repede să ne pansăm. Tot timpul uit că pot să mă pansez. Cu ăștia i-am pansat totuși destul de bine. Știi? Bravo! 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 Well done, soldiers! Oh, no.
era și distribuția, era și distribuția. Ce e ce ai zis? Next. Ale, ale. Și ai diridida, am încălcat poșa. Ulala.